Yo, salut al meu, sunt Cristi și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. N-am mai făcut un episod de Minecraft de foarte mult timp și m-am gândit să revin în forță. Îmi pare rău că n-am postat ieri și alaltăieri, dar am simțit că am nevoie de o mică pauză. Nu vă speriați, aia a fost singura pauză din vacanța aceasta, în rest o să postăm fiecare zi și o să facem multe livestream-uri. Nu înțeleg de ce am lipsit și de ce am considerat că am nevoie de această vacanță mini de 2 zile, dar... îmi pare rău, sper să mă iertați. Așa, în fine. De fapt, mi-am luat H1Z1 și m-am jucat toată ziua și nu am mai avut chef de filmat și... da. Astăzi revenim în forță cu un episod blană. Probabil mulți dintre voi știți care e faza cu casa asta. Unii dintre voi o să spuneți, ce-i cu casa asta, frate? E un măr. Da, bun. Se spunește că casa aceasta este casa lui Notch, creatorul Minecraft-ului. Și este în formă de măr. Băi, și astăzi știți ce o să facem? O să o bubuim cu TNT. Să vedem și de cât TNT este nevoie să o bubuim. Pentru că, după cum puteți vedea, e o casă mare rău. Nici nu cred că ai cum... nu poți să faci așa ceva pe survival sau... în fine, nu știu. O să facem un tour al casei imediat. Văd că am venit și niște sign-uri. Apple House built by... bun, vă dați și voi seama că casa a fost construită cineva. Dar se zbănește că e casa lui Notch. First floor, adică lobby-ul. Avem aici parterul. Stă domnul nostru frumos, Information Guider. A, asta vrea să facem trade-uri. Am înțeles, ne simțit un IB. Ok, mergem la etajul 1. Vedem că aici e ceva cantină, habar n-am. Putem mânca ouă de gol. Ouă de gol. Mâncăm mere de gol, holy fuck. Ce ai zis? Bă, boss, dă-mi o vodka. Nu vrei? Ok. Ingredients needed barista. Bă, văd că ăsta s-a descurcat bine aici. Ia să vedem ce e aici. Stairs to the third floor. Ah, first floor, second floor, third floor. Într-un fel aici ar fi third floor, doar că etajul 2. Bun, ce e aici? Aici tot ceva de genul cantină, terasă, ce vrea să însemne. Dar nu e de ajuns. Take the stairs to the fourth floor. Oh, etajul 3. Să vedem care e faza aici. Opa, ce avem aici? Fruit suit, tree suit, fruit suit. Aici avem pur și simplu camere de stat. Iau, ce drăguț e. Oh, ne lasă locuri, ne lasă camere să dormim noaptea. Îmi pare rău, Notch, eu nu o să dorm la tine în casă, o să-ți distrug casa puțin. Oh, stai, mai e un etaj, oare ce e sus? Și da, am ajuns în vârful copacului, unde o să punem TNT-uri și pe aici și o să iasă o bubuială totală. Dacă mai doriți episoade de genul, v-aș ruga să lăsați un like. Haideți să luăm TNT-urile și să vedem câte bucăți de TNT o să trebuiască ca să bubuim casa lui Notch. Oh, fuck, am luat d-astea, what the fuck. Ok, bun. Nu o să pot să număr pentru că cum pun... după că... wow! Wow, 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 wow! Ai, de capul meu, las că-s prost, am pus TNT pe... hai de capul. Am pus TNT pe ăsta, am uitat că se aprinde instantaneu. Holy fuck, m-am speriat pentru o secundă. Ok, deci îl ignorăm pe ăsta, începem acum, spunem blocuri. Holy fuck, sper să nu mai bubuie, pentru că dacă bubuie... bă, tu îți dai seama dacă bubuie în timp ce o să pun... o să fie nașpa, o să bubuie și celelalte de jos și asta... nu o să fie foarte amuzant. Stai să dau și ăsta mai puțin. Holy fuck, m-am speriat pentru că nu știam ce s-a întâmplat. Mamă, mamă. O să fiu cât de atent pot să nu... O să fiu de... deci o să fiu foarte atent să nu bubui cumva toate TNT-urile astea, pentru că vă dați seama că se răspândesc tot mai departe și nu o să fie bine deloc. Punem la recepționer. Îmi pare rău, frate, dar o să mori curând. Așa. Cred că am terminat cu parterul. Ba nu, hai să mai punem și pe aici printre pereți. Să fim sigur că bubuie tot. Dacă nu bubuie tot, o să fiu foarte dezamăgit. Punem pe scări. Bineînțeles. Ok. Sper că sub carpeturile astea nu este ascuns vreun preson sau ceva. Bun. Hai să punem pe aici, prin jur. Pune să bubuim tot. Mamă, dar redstone blocul ăla m-a speriat rău. Deci, nu știu. Am uitat pentru o secundă că bubuie. Se activează, dar mai... sper că o să bubuie tot. Dacă o să mai rămână blocuri pe lângă, în fine, au mai rămas. Mai încercăm altă dată. Dar totuși, bă, eu sper că mă aud. Că astea se aud foarte tare când le pun pe jos. O să dau tot ăsta mai încet, ca să fie așa.
Acum sunt și speriat, nu pot să mai pun chiar peste tot blocuri, pentru că ați văzut și voi ce s-a întâmplat alineauri. Ok, trebuie să punem prin centru pe aici, printre mese. Oh my god, m-am blocat pe acolo. Așa, frumos, frumos. Dacă o să bubuie în timp ce pun blocurile astea, o să fiu foarte dezamăgit. Deci am pus aici, punem și la bar. Punem aici, stricăm barul lui săracul băiat aici. Ce faci, mă? Barista. Bă, barista, îmi pare rău, dar eu o să-ți cam stric barul. Dă-te mai așa, n-am loc. Să pun și niște TNT-uri aici. Ok, am ieșit. Bă, cred că etajul 2 și ăsta este gata. Hai că mai punem. Oh, hai să punem pe bețele astea. Să bubuie și sus, ești de mun. Ok. Punem așa. Pac, pac. Și ar trebui să fie de ajuns să mergem și la etajul 2 să punem TNT-uri și acolo. Bă, sper că o să bubuie tot, dacă nu o să bubuie o să fiu puțin dezamăgit, dar asta este. Dacă îi spunem și pe tavan așa câteva. Bun, cred că ajunge cu etajul 1. Etajul 1 e aproape full. Trebuie să punem și pe scări aici. Am uitat de partea asta. Asta pe aici, frumos. Și hai să începem cu scările cu etajul 2. Ce scrie aici? Third floor, red delicious lounge. Da, tot aici, mâncăm, mâncăm, mâncăm. Bun. Punem multe TNT-uri aici pentru că n-avem de ce să le fie teamă. Nu mai avem redstone blocuri care posibil să le activeze. Mamă, punem pe cascada aici. Bă, nu-i ceva care ar putea să le aprindă, nu? Mulțumesc. Dacă se aprind, eu îndevânesc. Punem și pe copacelul ăsta mini. Copacul ăsta micuț. Bun, bun, bun. Am impresia că chestiile astea nu o să bubuie, enchanting bucurile astea, nu o să bubuie, pentru că sunt făcute din obsidian și obsidianul nu bubuie, deci asta e nașpa, totuși. Punem aici așa, holy fuck, de aproape sunt de redstone block. Sper să nu se activeze așa din greșeală, gen dintr-un glitch mic. Holy fuck, ce e aici, dacă pun aici pe lângă, bine, nici nu vreau să încerc. Nici nu vreau să încerc, poate începe să bubuie așa deodată și nu vreau să am o surpriză neplăcută ca asta. Punem și pe scări aici frumos. Op. Așa. Și cred că suntem bine. Mai punem câteva pe aici. Stai să-i distrugem bazajul ăsta. Cine ești, mă, tu? Provider Baker. A, tu ești bucătarul aici, mă. Îmi pare rău, dar și tu o să mor de vreme. Nu poți să te deplasezi de acolo. Snap, clap, scuze. Punem aici pe copăcelul care urcă. Și mergem la etajul 3. Sau 4, 2, aba, n-am uitat. În fine, punem și aici, punem în camere, punem la băieți în camere. Oh, sunt camerele diferite. De ce avem frigider în fiecare cameră? Nice, nu știu. Ok. Ok, am pus în camera asta. Mă, o să distrugem toată casa. Cine e ăsta? Hotel recepționist. Dar de ce stai sus? Recepționistul nu trebuie să stai jos? Avem diferite reguli aici în casa lui Noci. Nu e totul cum știm noi, de fapt. Ce e aici? Altă cameră? Punem și aici, nu-i nimic. Are tablouri prin casă, el e nebun, mă, mamă, ce era să-l activez acolo. Bă, trebuie să am mult mai multă grijă că dacă bube ăstea deodată în timp ce sunt eu în clădire, o să fie nașpa. Pac, punem pe aici. Ușor să avem grijă să nu bubuie. În timp ce suntem noi în clădire, bineînțeles. Și trebuie să punem și pe pereți și pe aici să bube tot. Tot, bă, băieți, tot. Dacă nu bubuie tot, pare rău, nu am făcut treabă. Bun, punem aici pe televizor, să bubuie televizorul, mă. Bubuie televizorul, mamă, să punem aici, în dulap. Ok. Cred că am umplut etajul ăsta. Nu știu dacă pot să pun pe acoperiș, pentru că o să se activeze instantaneu, dar hai să punem și noi pe aici pe pereți. Bun. Bă, dacă nu bubuie tot, o să facem așa, cam cât la sută am bubuit. 60%, 70%, habar n-am. Bă, cum o să pun eu aici, la ultimul etaj? Adică pe acoperiș. Adică, sper să bubuie, că el bubuie, dar normal dacă pun pe el, se activează instantaneu. O să pun așa pe geam afară, știi? Oh my god, stai să dau și o weather clear. Perfect. Haide, punem și noi pe din afară așa ușor, să nu se activeze. Destul de nașpa că se activează așa direct. Că puneam și afară și distrugea direct, dar... Hai că lăsăm și așa. Bun. Mai punem și aici pentru ultimul layer.
Și e bine, bă, dacă îi mai pun așa în jur, să bubuie jos la bază, în caz că nu o să bubuie, nu o să aibă destul loc să bubuie. Punem așa pe jos, pe lângă. Și sper să fie totul ok. Bun, suntem aproape gata, aici a fost locul ăla când a bubuit înainte. Suntem chiar gata, am terminat tot ce trebuia de făcut, mai punem așa puțin jos, să fim sigur că bubuie tot. Haide, apăsați și voi pe like în secunda aceasta, să vedem dacă o să bubuie toată casa lui Noci. Noci, îmi pare rău, sper să nu-mi ștergi contul de Minecraft. Ok, hai, de unde luam ăla? Bun, flint and steel. Sper să bubuie tot, sper să fie un succes. Let's do that thing. O să începem cu recepționistul nostru principal. Hai, frate, îmi pare rău, dar o să mori de vreme. Oh, începe. Haide. Let's go. Let's fucking go. Primul etaj e clar. Deci e clar, nu mai e nimic. Holy fuck. Asta a fost tot. După cum puteți vedea, nici n-a bubuit tot. Cred că trebuia să încep de sus ca să cad așa în jos. Oh my god. Hai că punem una aici și vedem dacă bubuie și restul clădirii. Hai. Bine, acoperișul nici nu prea are, cum vă dați și voi seama că n-am pus blocuri pe acolo, dar asta este. Ok, deci după ce că am folosit destul de mult redstone, casa lui Noci încă nu a reușit să explodeze. Deci cât cred că am folosit în jur de 8 stacuri sau chiar mai mult. Mai multe TNT-uri să-i bubuim casa lui Noci. Doar că, după cum puteți vedea, este mai rezistentă ca oricând. Cred că am bubuit undeva la 80% din casa lui. Oricum, am bubuit 80% din casa lui Noci. Dacă mai doriți episoade de TNT-uri cu TNT-uri să bubuim anumite mape sau anumite case, lăsați și voi un like și un comentariu. Eu m-am dus, casa lui Noci a rezistat cât mai poate. Cred că mai are o cameră, sincer. Dacă se chinuie să urce aici, cred că mai poate să se ia într-o cameră. Vedeți? Ia, pac. Își pune aici un pat și doarme toată ziua. Ok, cam atât pe și ca acest episod. Eu m-am dus, pa, pa.